Dubla 2. Este o seară absolut înfiorătoare de decembrie. Și în cazul în care cineva avea nevoie de un update meteo, suntem în a 866 zi cu ploaie, urât, depresie totală, Bacovia și toate cele. A avut și o coțofană, alias o țarcă pe acolo, că nenorocitele mănâncă mâncarea la câini. Și da, depressing. It's depressing. De fapt, cam așa se vede în realitate. Cam asta e. Asta este. Și auzim și un zdreanță care este supărat. Dar că vă mai am constatat că am uitat ceva. Foarte important. Măcar becuri să avem dacă altceva nu există. Salutare, dragilor, ce faceți? Este o... Băi! Exact ce ziceam. Dubla 2. Salutare, dragilor, este o seară absolut înfiorătoare de decembrie. Și vreau să fiu amuzantă și știu că nu sunt, nu-mi iese. Asta pentru că este o zi magnifică. Deci v-am arătat, de dimineață am filmat cadrul ăla cu vremea, e mai rău. Adică nu e. Nu s-au îmbunătățit lucrurile sub nicio formă, este mai rău, este urât. Deja cred că sunt vreo două săptămâni și ceva de când n-am mai văzut soarele la culoare, nu știu cum arată, nici mă, dacă mă întâlnesc cu el, nici nu știu ce e ăla. Și am avut o zi din aia în care mi-am propus să fac atât de multe, inclusiv filmat, inclusiv poze, inclusiv nu știu ce, n-am făcut nimic. Nimic. Am dormit foarte mult cu Jimmy în brațe. Deci am luat pe Jimmy în brațe și hai, nani. Și acum este o seară magică de decembrie, cum ziceam. Și totuși am zis să nu se ducă pe apa sâmbetei de tot ziua de astăzi, să facem și noi ceva productiv. Și cum am promis, în seara asta voi împodobi ghiocelul, vom împodobi ghiocelul și vom încerca să decorăm puțin pe aici. Dar, înainte de toate, am niște paste la făcut și înainte să le ard sau să ard sosul, care aș fi culmea să-l ard, că nu e așa de complicat, o să mă ocup de sos și o să-mi iau o doză de energie și o să facem vlogul de azi și o să facem bradu și o să facem nu știu ceva, pentru că nu vreau ca ziua asta să fie chiar un fail total. Da, nu știu, a început să mă preseze starea asta, vremea asta, am zis că mă eschivez eu așa, că îi zic, că îi fac, că mă profilez, dar nu s-a putut. Maimuțoii sunt la somn amândoi, pentru că și ei sunt în asentimentul meu, adică și ei au avut aceea stare toată ziua, fie sunt letargici. Deci, suntem bine. Dacă nu vine soarele mai repede, o să murim, fiindcă nu ne mai facem fotosinteza. Da, deci asta facem în seara asta. Facem brad, facem paste și Dumnezeu cu mine. Și ăsta are un pic de anticearcăm pe el, rana. Nu e foarte mare, mi-a căzut și coaja, prima coajă, că se fac mai multe rânduri de coajă acolo de la rana aia și este bine. Dar am pus un pic de anticearcăm, sper că nu se vede chiar atât de tare. Și m-am trezit și cu ochiul umflat astăzi. Deci m-am trezit cu ochiul așa. Nu chiar în halor, hai exagerez, vă dați seama, dar m-am trezit cu el umflat și pe aici și pe pleoavă rău de tot, mult mai umflat decât ieri. Da, ciudat, foarte ciudat, și alaltă ieri. Foarte ciudat, dar și-a revenit între timp. Da, de-aia n-am filmat de dimineață, că eram așa cum eram puțin așa și. Nu e ok. Nu, așa ceva știu că internetul nu vrea să vadă, deci vă scuteți de această priveliște. Hai să mergem să facem pastele, să vedem ce se întâmplă cu ele. Cam așa, nu sunt ele cele mai aspectoase spaghete din lume, dar sunt bune. I promise you. Mi-a revenit energia, cred că de la paste. Mi-am luat și o doză de energizant pentru mine. Și începem să decorăm bradul, pentru că am promis că începem să decorăm bradul. Și facem, stai să vedem dacă reușesc, cu o mână fără să-mi rup unghia. De obicei asta e mare problema, yes! Și n-am luat și eu un pai, ca oamenii! Bun! Avem asistență tehnică de la... Uita! Mai ce se fac bradul? Și-a dormit toată ziua copilul ăsta. Și ea și fratusul. Bine, și eu, pe lângă ei, da. Da. Așa.
Deci, facem bradul. Să vă pun pe un trepied, ca să mă vedeți. Să nu vă mai mișc. Să nu vă mai enervez. Și, da, sunt relativ în același outfit de când am început vlogmasul ăsta, cam ăsta e outfit-ul meu, în mare parte, cu excepția zilelor în care am ieșit pe afară, cam același lucru le-am purtat, adică plovărul ăsta de Crăciun, mă rog, una din versiunile lui, colanții și eu care nu port colanți, da, știți, adică eu care nu port colanți, și botoșii, adică, da. Cred că s-a întâmplat ceva cu creierul meu în perioada asta, mi s-a atrofiat cel și singurul neuron amărât pe care îl mai am și prăjit. Cred că și ăla s-a atrofiat de tot, a început să cadă scrumul de pe el. Sunt numai așa, dar we roll with it pentru că suntem festivi, dar să știți că pe fundal nu este muzică de Crăciun, ci sunt meciurile de la campionatul mondial, pentru că, așa cum vă spuneam, pe Instagram, la un moment dat, cred că până să încep vlogmasul, nigmasul. Da, nu sunt eu mare cunoscătoare între ale fotbalului, dar îmi place să mă uit la mondiale. Întotdeauna îmi place să mă uit la mondiale și încerc să mă uit sau să fiu la curent cu scorul, pentru că îmi place meciul, adică îmi place fotbalul de acolo, adică să vede că ăla e fotbal, nu ce se poartă pe la noi. No. În timpul ăsta, ce credeți că am făcut eu? În timp ce vorbeam cu voi, am desfăcut trepiedul, l-am înălțat și amu, suntem gata de a începe să facem treabă. Haide! Tuturu, 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 tuturu. Și vom începe, evident, cu gloabele. Gloabele. Cele noi pe care le-am luat. Stai că nu mă mai vedeți că am urcat trepiedul pe sus. Vom începe cu decorațiunile noi pe care le-am luat, pentru că de-aia le-am luat, nu? Să le punem prima dată pe acestea. Ii, ce drăguțe sunteți! Și bineînțeles, prioritate vor avea cele care au deja ațele puse, pentru că life is unfair pentru celelalte, n-am ce să zic. Și o să începem cu acești scaramuși. Să începem cu ei. Abia așteptam să-i pun în brad. Yes! Hai să începem! Hai să vedem! Așa, așa, așa... Hai să vedem... Unde îți facem prietene loc? Tu ești oficial prima decorațiune din bradul de anul ăsta! Yay! Și a venit și asistenta mea! A venit și asistenta mea! Yes, yes, yes! A venit pușa mea frumoasă? Ce faci tu pușa frumoasă? Ia uite ce se întâmplă aici! Ia! Ce se întâmplă, mami, aici? Ce se întâmplă, aici? Ia, ce aici? Ce se întâmplă, mami, aici? Ce se întâmplă aici? O zici tu pe mami? O zici tu pe mami? Oh, dragoste, mami! Cea mai frumoasă pisică din lume! Cea mai frumoasă pisică din lume! Cea mai frumoasă pisică din lume! Thank you.
Așa, așa mă gândeam și eu. Ce faci, mă, acolo, mă? Ce, n-ai loc, nu? N-ai loc. Hai să scoată mami alea de acolo. Niște multe ore mai târziu, nu mi-a luat chiar atât de mult să-l împodobesc pe domnul Brăduț, dar am mai făcut alte chestii, printre care și o conferință și terapie cu Pebbles, pentru că mai nou sunt și terapeutul lui Pebbles, mai nou de ceva timp, și am făcut terapie cu ea și da, am terminat în proporție de 80%, 90% zic că am terminat cu Brăduțul și mi se pare că a ieșit atât de drăguț, doamne, deci mi se pare că a ieșit atât de simpaticus, de nu mai pot de dragul lui. Se pare că e cute rău de tot, ziceți voi dacă nu e cute. Mi se pare că e super cute cu globulețele astea. Am avut o idee foarte bună și le-am așezat, teoretic, în capul meu există o simetrie pe care eu o văd acolo, în globulețe, cum sunt așezate ele așa, sunt niște cercuri, niște rânduri și așa mai departe. Atâta, doar astea micuțe albe
sunt puse alandala. Pe astea le-am pus random, așa, să pară ca niște picățele albe și mi se pare că e suficient. Singurul lucru major de care am uitat a fost că nu i-am luat un vârf roșu și mă gândeam ca pentru vârf să fac ceva deosebit, să fac ceva altfel. Și nu știu cum mi-a scăpat. Deci știam că îmi trebuie vârf roșu și că nu am. Am alb, dar nu am roșu. Nu, am argintiu și auriu. N-am alb. Nu, n-am nici alb. Îl foloseam pe ăla. Așa. Nu am un vârf roșu și am zis că îl las așa, fără vârf, pentru moment. Deci nu este terminat, nu este finito. Și îmi trebuie și fustă pentru el sau ceva. Something to do. Că trebuie să rezolv și problema asta de aici cu nenorocirile astea de cabluri care arată odios. Trebuie să rezolvăm și problema aia și vedem. Dar da, mi se pare că ai zis tare, tare drăguț așa. Până în punctul ăsta el arată foarte drăguț. Ăștia nu prea vor ei să stea cu fața la mine, tot cu spatele. Tot îmi prezintă spatele, tot mă tratează cu spatele și n-am înțeles de ce. Dar mă rog, așa. Am început să decorez, am mai pus și pe aici. Am pus brăduții ceilalți, am pus ghirlanda, am făcut o ghirlandă după cum ați văzut pentru pat, cum aveam înainte, cu beteală roșie, doar că n-am mai pus instalații, am pus beculețele alea cu LED pe baterii pe care le aveam de anul trecut, că dacă mai țineți minte voi de anul trecut, că pusesem niște beculețe cu LED în spatele oglinzii, sunt și acum, dar n-au baterii. Și trebuie să fac un stoc serios de baterii, să le înlocuiesc, să le pun, ca să arate și ele drăguți, că deocamdată sunt numai așa. Fără baterii. Am pus la unul din seturi, am pus niște baterii, dar n-ajunge, ne trebuie niște baterii puternice. Și, da, mi se pare că a ieșit foarte, foarte bine și în zilele care vine voi termina de aranjat pe aici, de decorat, de făcut lucrurile, că aș mai vrea să mai fac câteva chestii, să mai pun câteva accente, de ăstea sunt foarte îngândată, sunt super îngândată, deci nu știu, mi se pare atât de simpatic, v-am zis, sunt foarte happy. Și pentru că am început târziu vlogul, vom încheia aici, știu că nu s-a întâmplat mare lucru, în afară de adorabila de Woody care s-a jucat, să știți că e foarte cuminte, deci mă impresionează cât e de cuminte, că anul trecut când era mică și nebună, mai nebună decât acum, nu am avut brad. Ceea ce cred că a fost o mișcare inteligentă până la urma urmei. Iar acum n-are nicio treabă. Eu i-am dat un globuleț din ăsta cu care s-a jucat, că s-a jucat, după care s-a plictisit și l-a lăsat în pace. Adică nu, era mai interesant cu ovolul sau cutia. Am filmat, nu știu cât ați prins din treaba aia, dar era, pentru ea erau mai interesante astea decât decât bradul. Da, a mirosit un pic pe aici, s-a băgat, îi place să se bage după el, să se simte așa, se simte cumva în siguranță, mai ales când o aleargă Jimini. Și se bagă după el. Dar rest nimic, adică nu o deranjează, nu-i trebuie, n-am văzut-o până acum să îl agreseze, să fie interesată de globuri, mă rog, vom vedea acum încolo, că cum o fi, dar de principiu nu. Găsiți și astea, dacă le mai țineți minte din anii trecuți, sunt niște ornamente așa în formă de diamant și motivul pentru care le pun nu este neapărat că au forma de diamant și mă duc cu gândul la diamante, ci pentru că reflectă atât de frumos lumina, se reflectă lumina din ele atât de frumos, se împrăștie lumina atât de frumos, mai ales când e stins becul sus și se vede lumina prin ele, așa, se reflectă foarte frumos și dau o notă foarte frumoasă. Și mi se pare că e foarte drăguț brăduțul meu și nu punem beteală, no way, nu o să pun nici măcar din aia, ghirlandă din aia, nu trebuie, așa, și rămâne să-i găsim un vârf. Rămâne să-i găsim o fustiță și să vedem cum îl aranjăm și ce mai aranjăm pe aici. Cam atât pentru astăzi. Mulțumesc dacă v-ați uitat. Să-mi spuneți cum sunt brăduții voștri și chiar puteți pe Instagram să-mi trimiteți brăduții voștri. Chiar și foarte încântată să vă văd brăduții sau decorațiunile voastre, dacă le aveți. Chiar aș vrea să le văd. Deci lăsați-mi-le pe Instagram în mesaje, că vreau să le văd. Sau dați-mi tag. Vă pup, vă mulțumesc că v-ați uitat și ne vedem mâine! Încă suntem în Nicmas, deci mai avem ceva, mai avem mult de parcurs. Ciao, ciao!